Fie că vorbim de presa scrisă, televiziuni, tabloide sau nu, cele mai aprinse dezbateri ale momentului cuprind divorțul Bianca Drăgușanu-Victor Slav. Puține au mai rămas publicațiile sau televiziunile care nu folosesc subiectul pentru a vinde. De dimineață până seara, până și posturile de știri dezbat telenovela națională. Se bat pe exclusivități, ba mai mult, cei doi au devenit subiect de pariuri. Tot felul de jurnaliști se întrec în supoziții și emit judecăți prețioase la adresa roșcatei care își trăiește viața în televizoarele noastre. Fiecare iubire, geantă sau replică ieșită dintre buzele supradimensionate ale divei fabricate devin subiect național. Intrigi, bârfe, infidelități, lacrimi, nunți, toată paleta de trăiri fabricate pe bani mulți de către televiziuni cu actori ca Drăgușanu, Luciu sau alte asistente prețioase țin românul ancorat în mediocritate. Totuși, giurgiuvenii nu par atât de interesați de povestea fără sfârșit a divei fabricate. Cât de important vi se pare pentru națiune subiectul Bianca Drăgușanu-Victor Slav? Chiar nu mi se pare important deloc. La traiul care îl avem și la viața care îl avem și la serviciu care nu mai este și la industria care nu mai există în Giurgiu, Bianca Drăgușanu e nimic. Nu, nu. Altceva. Îmi place ceva de bine, ceva să construiesc în bine, să iei un exemplu, să... Nu știu, n-aș putea cu ce să mă influențeze și... Asta vă place să vedeți la televizor? Nu, nu mă interesează. Nu e important deloc, nu... Nu-mi place de niciunul și n-am ce să comentez. Vi se pare normal să apară pe prima pagină? Nu. Nu. Nu mi se pare. Ce ați vrea să vedeți la televizor? A, nu știu, altceva. Chiar nu merge să dea la televizor decât viața mondenă a unor numai vedete, nu sunt până la urmă. Poate să dea orice altceva, dar până la urmă ce mă interesează pe mine de Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Ce ți-ar plăcea să urmărești la televizor? Știri despre țara asta, despre... Ce se face în ea? Că nu se mai face nimic, cred că de asta, dă numai despre vedete mondene și astea. Țara asta nu se mai face nimic până la urmă. Poate să dea despre orice altceva, dar serios acum chiar Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Dacă Drăgușanu și Slav se vor împăca sau dacă roșcata se va căsători cu prințul Cristea, veți vedea căci are presa grijă la orice oră din zi sau din noapte să vă țină la curent. Până la urmă, fiecare televizor este dotat cu telecomandă și fiecare individ poate alege dacă personajele fabricate rămân eroilor sau nu. A făcut-o din ce a fost vedetă și din vedetă a ajuns din nou ce a fost. Girl, don't you stop. Keep going to you.